Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 150 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Fiecare pachet de cărți de joc pe care vedeți pe zid a fost decis chiar de către voi, unde va ajunge prin comentarii. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Singura regulă este ca acel loc să fie liber. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Bros Minds 4 Gangs. Haideți să deschidem pachetul să descoperim împreună. Acest pachet l-am primit cadou de ziua mea, a fost recent pe 16 mai. Bicycle Bros Minds 4 Gangs. Încă puteți să trimiteți pachete, că le primesc cu mare drag. Avem un personaj pe bicicletă care are capul întors, bicycle cu mov și embosat aici deasupra, un virmișor și un palmier aici pe jos, pe asfalt. Aici jos Bros Minds, tot la fel embosat, playing cards. Pe una dintre margini 4 Gangs, pe cealaltă parte identic, iar pe spate avem un fel de afiș Wanted și 4 imagini în interior. Ies pe colț un smiley face Bros Minds. Cod de bare și informații că sunt produse în state, iar în rest pe cutie cu roz și se vede foarte mișto aici pe margine cum reflectă acest text. Spuneam că avem roz și cărămizi pe de-a lungul cutiei, ce mai bine se vede deasupra, unde avem și un sticker pe care o să-l pătrund cu mare grijă. Și deschidem cutia, aici mai probabil sunt informații de copyright pe flaps și ne uităm la cărți de joc cum sunt. Primul Joker, avem un dolarel foarte drăguț, Joker parcă scris dintr-o sfoară, același tip pe bicicletă cu capul dat pe spate, bicicleta asta drăguță, se simte foarte mișto materialul deja, îmi place. Avem un Joker în oglindă, data asta nu mai ține ochiul sus, pare aproape în oglindă, îmi plac amândoi, sunt simpatici. Și avem culoarea asta foarte mișto, pe index și pipuri, index și foarte, foarte mari, pipurile ok și cu un smiley face în interior și un smiley face pe pipul de neagră. The United States Playing Cards Company, made in USA. Îmi place desenul, dar în special culoarea de pe pipuri și index. Și avem desene pe fiecare carte de joc. Ce mișto sunt! Îmi place foarte mult grafica și foarte mult îmi place fontul de la index. Uitați-vă ce frumoase sunt cifrele. Avem 10 juvete. Foarte mult îmi plac. Super desenați. Și acum avem roz. Îmi place combinația între albastru și roz. Îmi dă spre masculin și feminin. Ca și feeling. Nu știu ce să comentez despre desene. Doar mă uit, le admir și îmi plac. Nimic mai mult. Dacă observ ceva ce ar trebui să comentez, sunt aici pregătit. Avem tot felul de personaje pe fiecare carte de joc. Care mai de care diferită. Sunt extrem de colorate, dar am văzut că merg pe 3 culori. Pe acest cian, galben și acest roz, în principiu toate personajele. Adică acestea sunt în mare parte la putere. Foarte tare stilul cărților. Mă uit foarte mult pe ce drăguții trec la asta. Mă uit foarte mult la fonturi și în special la desene. Sunt super simpatice. Bun, frumos. Alunecă și interesant pachetul. Ce mult place de din măroșie. Aici văd că același personaj aproape. Șasul din măroșie, ca un fel de cocktail care duce cu o scăriță. Și avem o carte extra sau? Ok. Asta e cu mov și pe spate avem roz. Ce mișto sunt pe spate, îmi plac foarte mult. O carte de reclamă de la 4 Gangs by Bros Minds. O să pun cărțile extra deoparte. Abia aștept să mă uit și pe spate cum arată mai în detaliu, dar o să facem întâi un evantai pe față. Amenecă foarte bine. Îmi place foarte mult cum se vede albastru cu roz, albastru și roz. Nota 10 pe față. Să le vedem și pe spate. Avem un pattern de cărămizi. Acest roz. O margine albă mai extinsă, preferam să fie un pic mai mică, dar nu e nimic, hai să vedem și cum se vede la un evantai. De asta preferam să fie un pic mai mică, se văd mai bine cărămizile, dar nu e nimic, le vedem la evantaiele cu câte o mână. Superb! Superb! Ia uitați-vă aici! Superb! Îmi place foarte mult acest roz.
și foarte bine și la evantaiul dublu. Am strâns și un pic de el și de asta n-a ieșit simetric evantaiul, dar se vede cât de mișto arată la evantaiul dublu și acest pachet. Îmi place pattern-ul, l-a prins, contrastat, foarte bine selectată culoarea. Pe margine cărțile sunt ok, pe partea asta parcă mă zgârie un pic. Sunt foarte mișto pentru dribble. Vreau să le vedem și pe față, că se văd foarte mișto desenele cum se schimbă. Uite, în special așa. Să vedem și la springuri. Opa, stai un pic că sunt cam rigide. O să dau nota 7.50 spre 8 pentru springuri. Ele se despart foarte bine, doar că sunt foarte rigide. Să le vedem și la un cut. Dar chiar îmi plac cum stă așa roz. Și îmi plac și personajele pe față. Controlul este foarte bun pentru cardistry. Opa, sus. Sare foarte bine. Îi mai dau încă o dată un spin. Excelent. Arată foarte interesant și la spread. Să le vedem și pe față așa un pic spreaduite. Mie unul îmi plac. Vă recomand acest pachet pentru cardistry. Îmi place foarte mult cât de puternic se vede rozul pe spate. Cu siguranță e un pachet foarte interesant. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Andrei Andrei 9523 pe rândul 2, coloana 3. S-a nimerit 2 cu 3 de la final. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, 2 și coloana 1, 2, 3. Apasă butonul de like dacă ți-a plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne vedem mâine la următorul review. Până atunci ai o seară de colecție. Pa, pa!